Iară vine, iară vine, iară vine weekendul. Hai române, hai române, hai române, râși și tu. Cheamă-ți tot, cheamă-ți tot prietenii și vecinii, dacă vrei să mai miți redactorii. Show-ul de weekend! Doamnelor și domnilor, începând cu această seară, veți putea viziona un show de zile mari. Show-ul de weekend. În rolurile principale, Mița, biciclista, zisă și artista, Veta, Rozeta cu trompeta și Suzeta, Fudulică, lampă mică, zis și pămpălică, Ciocănel, ciocănitorul care a fript transformatorul, Stallone, fermecătorul lăudat care e deshidratat. Uitați-vă, dragii mei, am rămas singurică. Ce să mă fac? Stau ca curca în crăci. Na, ia-te-te. Curca în crăci? Nu știu, că n-am văzut niciodată o curcă în crăci. Ei, na. Tata Julică și mama Puica au plecat în lume. Mama a plecat cu un ofițer în rezervă să-i mănânce pensia. Iar eu am rămas singură, așa. Dar rămânând singură, am făcut eu așa arborele geologic al pământului și am aflat că am o soră, Veta, Rozeta sau Rozeta Veta, nu știu cum o fi. I-am scris o scrisoare, dragilor, și aștept din moment în moment să vină. Eu sper să apară, să nu mai fiu singură. Hai, surioaru, hai! Mița! Ce mult am primit scrisoarea mea. Am primit și m-am bucurat foarte Vai, tare. Vai, bine că ai venit. Dar spune unde sunt cei... Bă, dar să știi că au muncit ăștia, să știi. Într-o viață, unde sunt? Da, unde? Adică mama, tata, bunica, bunicu, unde sunt? Mama și tata au plecat în lume. Mama a plecat tot în lume cu un colonel în rezervă să-i mănânce pensia. Bravo ei! Și bunicu a murit. Vai, dar ce bine arăți! Da, mulțumesc! Ai venit să-ți spun despre mine! Da, spune-mi, ce mi-ai făcut? Cu ce te ocupi? Ce să fac, draga mea? Uite, mă ocup cu niște lucruri foarte serioase, cu filmele. Ai, ești regizor? Nu, mă uit la filme de nebun. Îmi place să mă uit la filme, îmi place să mă uit la televizor. Îmi place, am umblat în toată lumea, am făcut toată Europa în container. Da? Că mi-e frică de avion. Și povestește-mi despre tine, ce ai făcut. Ce să spun, dragă? Uite, am umblat prin lume, nu m-am măritat încă, dar sper... N-am fost căsătorit? N-am fost. Dar am avut o prietenă de-a mea, măi, Mițu. N-am văzut ce noroc ori pe femeia asta. Cinci bărbați a ținut și toți cinci au murit pe toți în guitar. Cum așa? Ce s-a întâmplat? Primii patru le gătea așa de bine și le făcea câte o tocăniță cu ciuperci. Și de la tocăniță cu ciuperci? De la tocăniță, dragă, fiecare la rând, patru ani la rând, îți spun tox, infecție alimentară. Și ziceai că a fost căsătorită cu cinci, al cincelea? Al cincelea a murit, a fost operat, a făcut un accident la cap, neurochirurgie. Păi de ce, ce a pățit? Păi i-a dat cu scaunul în cap, că n-a mai vrut să mă mănânce tocăniță. Ce bună e asta!
Ce să zic de mine? Hai să te întreb eu, că eu sunt curioasă. Mai frați, mai ai? Frați, da, mai am un frate care este soră la Telefonul Erotic. Înseamnă că e și fratele meu. Dar adică cum este soră? Nu înțeleg. Pentru că el a făcut un unchi de-al meu. Aha, l-a făcut un unchi. Da. Cum să-l facă unchiul? L-a făcut un unchi prin cezarina, mătușe mea. Cezarina? Cezarina, mătușe mea. Ah, și de unde e cezarina? De unde vine cezarina? De unde vine, da. De la roșiuri. Asta de la o mătușe de-a mea, de la nevasta, unchiul care l-a făcut pe ăsta. Mai iubita mea. Mi-am fost atât de curtată în viața mea și în tinerețea mea, că sunt o femeie tineră, deșteaptă, frumoasă. Dar îmi doresc, am avut un bărbat, un prieten. Așa. Dacă ai ști cât era de romantic, plecam în concediu și în fiecare zi mă ducea în larg, la vreo 5 km de mal. Și mă lăsa acolo, nu era problema că mă întorceam singură în nord. Problema era că abia ieșeam din sac. Auzi, Mițo? Asta e bună, ia zi. Știi că al doilea, asta a fost primul. Al doilea făcea niște jocuri cu mine, dragă, ce nu prea mai fac bărbații din ziua de azi. Mi-a zis așa, dacă, atenție, mă găsești în 20 de minute, așa, te las să mă pupi pe obraz. Așa. Dacă mă găsești în 15 minute, te las să mă pupi pe guriță. Dacă mă găsești în 5 minute, te las să-mi faci ce vrei tu. Absolut tot ce vrei. Vezi că mă bag în șifonie. Și acolo te-ai băgat? Da, și m-am găsit și dai seama. Dar spune-mi tu ce faci, cu ce te ocupi. Dar eu, dragă, îmi place să dansez. Îmi place să cânt. Și mie îmi place să cânt. Și ție îți place să cânt? Da, și să dansez. Păi doar ești sora mea, Veta, Rozeta. Mi-a venit o idee. Ce? Hai să facem o trupă. O trupă de fete. Nu se poate. Surorile, cum naiba să ne numim? Chisălițe! Surorile Chisălițe! Surorile Chisălițe! Da, da, avem nevoie de un producător, avem nevoie de un impresar, avem nevoie de un bodyguard. În primul rând, un bodyguard. Păi de-aia ziceai tu că nu se poate. Păi stai, dragă! Stai, dragă, liniștită că se rezolvă. Stai că am eu și manager, am și bodyguard. Mamă, dacă îl vezi pe bodyguardul ăla... Nu mă nebuni. Rozeto! Nu mă nebuni! Frumos! Frumos! Cu mușchi! Cu mușchi! Înalt! Are mușchi! Trei într-unul! Trei într-unul! Înalt, cu mușchi și cu mai ce? Și trei într-unul! Sună, nu mai stai, te rog! Te tupești ca înghețata, dragă, când îl vezi! Miso! Simt că mă furnică! Sună! Alo? Da, sunt Mița mea! Da! Foarte comod. Oh, ți-am zis, dragă, că te topești ca ciocolata când îl vezi. E frumoasă, așa. Rău, ce mușchi are. Ce mai salon, dezbracă-te. Dezbracă-te. Ce-a spus șeful? Scuzați, mă scuzați, îmi face ce... Nu e un problem. Ce-mi este? Miau!
fetelor, da. la mai, adică la mine, majoritatea artiștilor, toți artiștii, cum se zice Stallone în românește la trebuie? Păi trebuie, șef. Așa, la mine toți artiștii trebuie să știe să cânte toate genurile de Stallone. Nu mai traduce pentru surdomuți, pentru că nu... Păi stai, șeful, data trecută n-ai impresariat doi surdomuți? Nu mai erau timizi, Stallone. Timiditatea este una dintre grandele problems ale artiștului, timiditatea. Noi nu suntem timide. Nu. Dacă vrei să ne dăm și ștrampi jos. Ștrampi? Soro, nu ștrampi, bluzele, pentru că ne-am luat bluze noi, dar nu să le purtăm numai la lansare. Oh, să avem o lansare nouă. Normal. Așa? Cred că... Domnul manager. Da. Lansare. Cu butelia. Vă mai trebuie o mică scânte și nu te zgotă lăsote. Lansare de album. Dar ce se întâmplă? Toți artiștii trebuie să aibă un pic de talent, trebuie să fie frumoși ca și caracter, dar restul face calculatorul. Dar trebuie să un pic de bulan. Ce bulan, dragă? Noroc, trebuie să ai noroc. Da. Noroc? Am eu pantoful plin. Ăla-i noroc. Aici ăla e noroc de dog, măi, noroc de câine, cum se zice la... Fetelor, vreau să-mi demonstrați aptitudinile votre, dumneavoastră. Oh. Adică să cântați. Perfect! Yes! Și... 2, 3 și... Hei, mama, ligă brânzalii, tari-la-li-la-la, au venit impresarii, tari-la-la, să mă vezi, mamă, pe mine, tari-la-li-la-la, pe la Hollywood în filme, tari-la-la, mia! Să mă vezi, mamă, într-un an, tari-la-di-la-la, că-s gagica lui Van Damme, tari-la-la, și să-l vezi pe Brad Pitt, tari-la-li-la, că n-o să-i dau nimic, tari-la-la. Suntem admise. Wow, excelent. Bravo, fetelor. Bravo. Excelent. Ce mai avem un pic de lucru la vestimentație? La vreau să fiți mai asortate. Vreau să fiți mai sexy, mă înțelegi? Parcă și văd rozeta cum îi nebunește. Pe toți baliști, îmi vine să te pup. Eu parcă și văd paparații prin boscheți, dragă. Ce fată, îi doare stomacul. Nu, dragă, să ne fotografieze. Pentru paparații, de aceea l-am creat pe Stallone mai bodyguard. Adică, îi dau de julesc obiectivul, fac camera de 1,3 megapixel, zoom-ul de 250, 8 biți de culori. Păi, ori sunt bodyguard, ori nu mai sunt. Ce facem? S-a mai julit când eram mic. S-a dejulit acasă. Ce notă a primit la naștere, știi cumva? Nu știu, cred că minus 2. E pentru sponsori. El n-a vrut să-și facă tatuaj și a scris spațiu pentru tatuaj. Deci sponsorii care vor să facă. Mai ieșim prin cluburi. Mergem undeva în seara asta? Ce idee bună mi-a! Ieșim undeva? Eu da! Păi cred, la voi în comună. Se întâmplă ceva. Mergem la Căminul Cultural. La Căminul Cultural. Ce să boss! Așa trebuie să fii. Deci mergem la Căminul Cultural. E horă? Da. Au soră, întotdeauna când vin la mine, când mă întâlnesc cu manager și eu vorbesc așa ca la Hollywood. Haideți să mergem la discotecă. Miau! Show-ul de weekend! Doamnelor și domnilor! Recital de recital, recital extraordinar, cu surorile Chisăriță! Am 20 de ani și un pic, mi-am pus cercel în buric, mi-am pus cercel în buric, șalaila! Vreau să ajung mare vedete, să văd poza pe copertă, să văd poza pe copertă, șalaila! Națiune, atențiune,
eu sunt femeia minune, eu sunt femeia minune, șalaila. Mi-a pus silicon un pic, iar în cap nu am nimic, iar în cap nu am nimic, șalaila. Eu sunt femeia minune, eu sunt femeia minune, șalaila. Mi-a pus silicon un pic, iar în cap nu am nimic, iar în cap nu am nimic, mă, șalaila. Bune, bă! Bravo, bă! Vă rupem Europa, mă, cu ele! New York, venim! Show-ul de weekend!